În descifrarea ADN-ului fermierilor, îmi imaginez că pe lângă cele patru litere, creatoare de viață, sunt prezente în doze mari speranța și curajul. Speranța vine din credință că mâine, mâine va fi mai bine, va ploua sau va fi soare, așa cum cere el, fermierul, în rugile sale. Curajul e alimentat de motorul că cei ce riscă sau investesc vor fi recompensați, cu puterea de a merge mai departe, mai bine și mai bine. Speranța și curajul, de la el am pornit atunci când vă întrebați ce m-a luat când am început să bat câmpii. Și nu-i nimic mai frumos decât să bați câmpii în soare, alături de Bogdan Soare. Bună ziua, domnule Soare! Spuneam că e foarte important pentru un fermier să aibă speranță și curaj. Suntem la dumneavoastră, de data asta în fermă, în curte și vă mulțumim că ne-ați primit sau că ne-am invitat noi la dumneavoastră. Ce înseamnă speranța și curajul într-un an ca acesta? încercând să fac un spirit de glumă pentru că ne cunoaștem data timp, spuneam în altă emisiune, în preajma sărbătorilor, că dăm fauna România a dispărut râsul și elanul. Da, două animale dragi nouă românilor. Da, speranța și curajul. Speranța moare ultima, dar se pare că în teorie moare, dacă tot spunem că moare ultima, curajul Știi cum e? E important să ai curaj, dar depinde până unde vrei să te duci cu el și ce mai ai de, de ce te mai poți bucura după ce l-ai experimentat până la final. Revenind la viața pe care o ducem noi astăzi în agricultură, vremurile sunt tulburi ca peste tot. Vedeți, suntem la jumatea lui mai și suntem îmbrăcați așa într-o dupamiază rece. Azi dimineața au fost 1,5 grade de bobotează o umblam în tricou, acum avem geaca pe noi, care mai e curaj, care mai e speranță, nu vom ști. Vom vedea ce ne va rezerva la toamnă acest an, dar speranța încă încercăm să o ținem în viață. O să vă întreb dacă ați mai investi anul acesta, ce se întâmplă din punct de vedere. Știu foarte bine că de curând ați investit într-un siloz ce ați mai făcut, ce ați mai investit și cum să, cum să reziste un fermier în același pas ca dumneavoastră care s-a apucat de investiții într-un moment teribil. Am crescut cu serialul Dallas. Acolo era un personaj JR care spunea că în toată lumea vinde, tu trebuie să cumperi. Acum ar fi momentul să facem chestia asta pentru că piața se dezvoltă, trebuie să iei într-un an ca ăsta sau ca anul trecut puteai să-ți dublezi un avantaj. Anul trecut nu l-am făcut, n-am dublat avantajul, că venea vorba de silos, ca majoritatea fermierilor care au avut posibilitatea, am ținut și noi marfa, am marcat o, un profit nerealizat destul de mare legat de investiții. Nu ne putem opri, pentru că vă spuneam, uitați-vă aici cum suntem îmbrăcați, noile reglementări europene ne opresc în a face anumite lucruri pe care le făceam în trecut. După recoltat mă refer la prelucrarea solului. Vom investi în tehnologie, în depozitare nu mai investim că ne-a ajuns, da? ne-a săturat, urmează să plătim ratele la bancă. Și să-l mai vedeți un pic și gol? A, îl vedem gol că dacă n-ai cash flow trebuie să vinzi că singurul lucru clar e rata de la bancă și dobânda. Restul totul fluctuează și atunci preferăm anul ăsta să să jucăm un pic mai sigur decât anul trecut, dar în utilaje trebuie să investim. Ne interesează acum o semănătoare directă care împreună cu sămânța să bage în sol și îngrășământul complex și experimentăm unde, în ce orizont să l bage și ce cantitate, ce tractor avem nevoie, că sunt voci care spun că trebuie pe 6 metri peste 400 de cai. Uh, și uh, alții care spun da, merge și cu un tractor pe care noi l-am achiziționat -a cu 2 ani de 380 de cai cu roți egale sau inegale, uh, articulat sau nearticulat care mai înseamnă câteva sute bune de mii de euro deci o semănătoare și cu un eventual tractor vor ajunge undeva la jumătate de milion de euro investiție într-un an în care astăzi în zona noastră se semnează porumbul care nici n-a răsărit peste tot la 0,8 bani pe kilogram. Și atunci te gândești de 10 ori: unde e curaj, că vorbeam înainte de curaj, unde este management, și unde este emoție. În toată povestea asta, trebuie să le gestionăm foarte bine. Dar, cu siguranță, criza de forță de muncă, nevoia de a face același număr de lucrări într-o perioadă mai scurtă. Vor atrage după sine nevoia de investiții. Vorbim de. deja am trecut la rată variabilă la porumb și la floarea soarelui. Peste rata asta variabilă va trebui să mergem și cu o fertilizare pe rată variabilă. Tocmai mâine o să vină o mașină de împrăștiat îngrășăminte chimice cu rată variabilă, cu isobas, cu cântar, cu tot ce vreți dumneavoastră, ultima modă, ultima tehnologie. Vine tot ca o investiție, că nu te poți opri la jumătatea drumului să zici, stai că nu mai fac ce vreau să fac. Nu. Suntem pe un sens unic, ori, cum zice un fermier vecin al nostru, aruncă cheile pe masă și facem altceva, ori dacă nu, trebuie să înțelegem că uh, natura ne va uh, supune la tot felul de provo uh, provocări și niciuna nu seamănă cu altul. Cu dumneavoastră am de fiecare dată subiecte foarte deschise, și dacă vreți, și îmi permiteți în această ediție, o să. Dacă vrei, că prea ne știm de mult timp. Dacă vrei, eu o să fiu cel care bagă bățungar. Și pentru că ai vorbit foarte mult de mecanizare, o să te întreb ce facem. Minimum, til ne lasă loc cuiburilor de șoareci. Putem să ne gândim să aruncăm total plugul? Ai făcut asta? Da! Am făcut, am făcut uh, un, un fermier drag mie, care mie și prieten, care ară 100%, da, îl înjur de toți sfinții, dar mi-e e foarte drag. Chiar azi am vorbit cu el de vreo trei ori. Mi-a zis, bă, ai o, să, ai o surpriză, minim util e minim util, poveștile sunt povești, realitatea ne va, bate la fund. ne va bate la fund. Da, am uh, trecut la minim util, am vândut ultimul plug nou nouț anul trecut, de la o firmă nemțească de top stare nouă la jumătate preț nu asta e problema și acum îmi zice uh, ai invazie de șoareci în floarea soarelui în faza de 4-6 frunze mănâncă vârful efectiv îl roade vârful, șoarecele exact cum mănâncă iepurile lucernă nu se mai întâmplă ca planta aia să, să facă calatidiu și spunându-i chestia asta zice băi, asta este toți greșim, te duci și cumperi plugurile înapoi și vedem despre ce e vorba. E foarte simplu să o iei într-o direcție din dorința de a scurta drumul și să treci de la o tehnologie la alta, dar e important să vezi ce ai tu pe teren, apropo de uh, legile europene și noile normative. Câmpul ne va dovedi dacă deciziile pe care le luăm sunt bune sau nu. Din păcate, se pare că șoarecii nu au știut că eu am vândut plugurile. La fel de bine. S au știut că s-au mulțit. Exact, la fel de bine, ne neavând ierni, da? Ei n-au mai murit din cauze naturale. Dezvoltarea lor a fost explozivă. Vom vedea. Produsele cu care putem să îi combatem sunt destul de puține și acum urmează să vedem. Vorbesc de produse omologate, să vedem dacă lucrează. Da? că dacă nu lucrează, degeaba le avem. Da? Că ei nu știu săraci că ăsta e singurul omologat. Trebuie să avem grijă de natură, ăsta e un lucru extraordinar. Nu putem omori prădătorii pentru că prădătorii la un moment dat ne pot aduce în situația că nu mai are cine distruge populațiile de șoareci. Și atunci, dacă suntem oameni aplicați și ne respectăm deontologia și meseria, trebuie să găsim soluțiile corecte, pentru că natura câteodată îți dă câte o palmă, de cum îmi place mie să zic în privat de teia cu salvarea dacă nu cumva direct cu dricu că o situație de genul ăsta după un an ca 2020 cu secetă un an ca 2022 cu niște variații de preț extraordinar de mari dacă mai faci încă al treilea an din patru o greșeală capitală falimentul îți face cu ochiul după colț te așteaptă și uh, te îmbrățișează ori, noi dorim să facem meseria asta sustenabil și cât mai mult imposibil. Ce altă provocare ați avut? Ați avut depozitele pline, ați avut ureia probabil luată la un preț foarte mare la capitolul în capitolul Ce, Cu ce v-ați mai confruntat? Cu ce ne-am confruntat? Păi ne-am confruntat cu niște chestii foarte simple. Complexul 6000 plus TVA, luat în toamnă, bazat pe disponibilitate, am gândit că orice zi în care o fabrică. Care produce azotoase nu lucrează, e clar că uh, nu poate să lucreze 200% în capacitate restul timpului, și atunci ne-am aprovizionat exact pe ce numim noi disponibilitate și am făcut un lucru extraordinar de bun: că prețurile între timp uh, au scăzut cu 60%. Nu am redus doza de. Uh, sau nu am tăiat în verigile tehnologice. Și cea mai importantă anul ăsta, ca și pondere, este îngrășământul. Deci am rămas undeva la 3.000 de lei net ca și input pe îngrășământ. Să vedem cum îl scoatem. A doua, unul din colegii noștri s-a prăpădit și asta face parte din viață. Trebuie să găsim o soluție să-l înlocuim, iar dacă nu putem să-l înlocuim pentru că nu găsim o forță de muncă la fel de calificată, va trebui să investim în utilaje, pentru că nu putem aduce pe cineva de la 56 de kilometri, pentru că și omul are o viață, agricultura nu înseamnă 8 ore de birou. Asta e a doua provocare. A treia provocare, când ne pregăteam de semănat, au scăzut temperaturile și au venit bine meritatele ploi, că altfel semănam și ne trezeam că facem o producție foarte mică la prețurile de acum. Eram în faliment clar, deci ne bucurăm că a plouat. Asta înseamnă că am avut un 3 săptămâni de calaj pe semănat. Semănat mai părece un impact extraordinar de mare în vegetația culturii. Temperaturi negative, ne așteptăm să avem ceva probleme de fertilitate și în grâu și în rapiță, dar probleme mari cu tanimecusul în floarea soarelui și în porumb, pentru că n-am mai avut explozie răsărire și atunci insecta, când a apărut, a putut mânca în voie. Astea sunt provocările. Pe partea elaltă, neprevăzutul ca pentru toți românii, românii, nu fermierii, când te duci și te uiți la televizor, nu-ți mai vine să mai ieși din casă că uitați-vă ce se întâmplă cu războiul, nu sunt șanse să se întâmple lucruri bune în viitor. Produsele vor fi la prețurile la care le vom vedea, dar e clar că undeva la 0,9 grâu, la cât ar trebui să vindeți dumneavoastră grâu să vă acoperiți cheltuielile astăzi? Nu știu la cât va trebui să-l vând pentru simplu fapt că nu știu cât voi produce pe hectar, dar pot să vă zic că la ora la care vorbesc cu dumneavoastră stau undeva la 6.000 de ron cheltuială pe hectar. Asta înseamnă asumând un 0,9 la grâu, peste 6 tone de grâu panificabil. O fi mult, o fi puțin, ne-a plouat, arată bine, dar iar încă n-am florit, și azi dimineață a fost un grad jumătate. Vom vedea ce va fi. La Rapiță la fel. La Porumb, într-adevăr, îngrășământul complex l-am aprovizionat în toamnă, dar o parte de, de azotoase le-am luat acum la niște prețuri gen 24-26-2600 de, de ron pe tonă, ceea ce este acceptabil comparație cu dublu cât am luat anul trecut. Vom vedea. Vom vedea. Peste 6.000 cu siguranță va fi cheltuiala pe hectar. Haideți să nu uităm să vorbim despre Tani Mecos, pentru că l-ați amintit și poate că am trecut prea repede de acest subiect. Este sensibil și de la anul rămânem fără substanțe. Cum veți proceda dumneavoastră? Știu că de fiecare dată e o rumoare între, între fermieri, se găsește o soluție și se spune ulterior grupul lor. Cum veți face? Experiența spune că fiecare trebuie să știe foarte bine ce face și cum face. Monocultura e clar, diabrotica și Tanimecusul, ostrinia pentru porumb vor fi dezastru. Există două variante. În lipsa unor neonicotinoide ca tratament sămânță, care e clar, nu se va mai da derogare să uităm despre asta. Semănăm de vreme când insecta încă nu lucrează și aici îl avem pe Por drapel pe colegul nostru Liviu Dincă, care seamănă la final de februarie. Da, omul ăla știe ce face. Știe da. solurile. Știe solurile, știe care ne irigat, știe care nevoie de apă, prognozează o producție cum crede el că trebuie să o facă și alege hibrizii, cum zicem noi, știe joacă. Da? Și îi cântăm prohodul și de 3-4 ani de zile. Spunem că nu o să-i meargă. Nu o să-i meargă și îi merge. E o variantă. Vine partea adversă care zice nu am nevoie de o răsărire explozivă, și tanimecusul îl ținem în frâu prin rotație, nu punem porumb după porumb, nu punem culturi de primăvară după culturi de primăvară, dar acum iar avem apă în primăvară ca să ne permitem luxul să semănăm la final de aprilie sau la jumătatea lui aprilie, că nimeni nu știe că pe 5 mai nu poate să vină ger. Fiecare, aici e o chestie de, de interpretare și aici intervine curajul, da, îmi asum că mă duc pe drumul ăsta, știu că niciunul dintre ele nu e ușor, are avantaje și dezavantaje, dar știind tehnologia, știind ceea ce vreau să fac, știind uh, cât poate să fie impactul, îl prognozez, semăn 5%, 7% mai mult sau 10%, și am o șansă extraordinar de bună să ies la uh, densitatea de recoltat pe care mi-o doresc cu siguranță. Presiunea va fi foarte mare pentru că acest dăunător a devenit de ani de zile polifag, adică migrează după grâu, după rapiță, dă iernează în tehnologiile astea conservative în, în resturile vegetale, va fi foarte provocator, extrem de provocator. N-am să vă dau un răspuns, ci încercând să facem lucruri, combinând experiența cu câmpul și cu curajul și cu împărtășirea altor cunoștințe între noi colegii, poate reușim. N-aș putea să vă zic. Adică, e ca chestia asta, putem să uh, uh, mergem pe autostradă cu luminile stinse? Da, putem, dar ar fi păcat. Cam așa va însemna pentru noi anul viitor. Puneți în plus și ideea de pârloagă, puneți în plus și ideea de uh, fixatoare de azot, pentru că, da, revenind la șoarici, un mare impact a avut înverzirea, a trebuit să o lăsăm. După ce am te recoltat porumbul, am semănat uh, pachetul zie, șoaricii au avut ce mânca, l-am făcut ca la carte, ne-a ajutat și natura, a crescut foarte mare. N-a murit peste iarnă toată pentru că nu a avut condițiile de ger. Șoaricii s-au dezvoltat în voie fiindcă ei nu s-au uitat pe calendar, ei s-au uitat că poate să se reproducă că era cald. Și am ajuns în primăvară să ne trezim că suntem exact ca în Biblie. Lucrând în agricultură, lucrând. Văzând de agricultura de atâta timp, odată la 5 ani sau la 7 ani vin acești ani apocaliptici ai rozătoarelor, după care am avut anul, dacă vă amintiți, al melcilor și a venit imediat, cred că, sau la 2 ani după anul șoarecilor. Toate se, se întâmplă una după alta. Soluții nu avem. Ce vreau însă să vă întreb este legat de monocultură și legat de directivele Uniunii Europene privind interzicerea modului de a face agricultura așa cum eram obișnuiți, fără să dăm vina pe un anumit că în parte. Am întâlnit astăzi la o adunare a fermierilor, fermieri care au zis că renunță la subvenție. E o soluție, nu e, vor fi mai profitabil în absența acestei sume și cu tehnologia pe care o știau? Cum vedeți? Problema este extraordinar de simplă. Dacă renunți la subvenție, nu-ți garantează nimeni că vei putea face ce vrei în România, în Uniunea Europeană, va trebui să respecti un set de reguli. Adică, pe românește, eu renunț la toate subvențiile și vreau neonicotinoide. Ei, nu se poate. Eu renunț la toate subvențiile, recoltez, dar după aceea... Vreau să vând e, în piață. Vre, când scrie acolo marfă sustenabilă, non-GMO, da? Producție 2023. Cum o scriu? Că dacă nu respect un set de reguli, care presupun ca și uh, beneficii subvenția, e marfă nesustenabilă. Perfect, o dau la animale. Care animale? Avem noi uh, zootehnie atât de dezvoltată încât să zicem, da, frate, am închis cercul, am, am mai luat 4.000 de tauri, totul fac, am șapte magazine uh, de la fermă în furculiță, ce frumos sună. Nu, noi și acum avem probleme cu crescătorii de animale că o duc mai rău ca noi fermierii de cultură mare. Și atunci, este, din punctul meu de vedere, trebuie să ne punem toată inteligența și cunoștințele să luăm tot ce se poate lua și să încercăm să facem lucrurile să funcționeze. Pentru că acum renunț la asta, mâine renunț la el altă, poi mâine renun... Agricultura nu se face doar așa de dragul de a o face cum vrei tu. A, dacă vrei, foarte bine, te duci în Rusia sau în Ucraina sau în Africa, unde e loc de dezvoltare, îți faci o fermă de 1000 de hectare în Malawi sau în Tanzania și trăiești după regulile alea și faci tu ce vrei, cât o mai putea să faci ce vrei. Vedeți, nu menționez Africa de Sud. Africa de Sud deja e o problemă prea complicată ca secetă și din punct de vedere politic ca să mai vrea un cetățean european să se mai ducă să mai facă agricultură acolo. Deci, nu cred că soluția e uh, radicalismul, soluția este coexistența. Și probabil că noi aici avem o mare problemă, uh, și România și țările europene se pare că au trimis la Bruxelles foarte mulți europarlamentari, dar dacă îi pui să scrie 10 pe o listă, indiferent că e neamț sau că e francez sau că e român, s-ar putea să nu îi recunoască dând niște poze sau să le scrie numele corect. Ce înseamnă asta? Până nu fi responsabili toți și când mergem la vot să nu mergem 25% și când votăm pentru Uniunea Europeană să știm exact ce să, cu ce se ocupă Uniunea Europeană și să nu vorbim de canalizările din România și de irigațiile din România că n-au nicio legătură, se pare că sunt oameni la Bruxelles care fac niște politici Altele decât pentru neamurile care i-au trimis uh, acolo. Dovadă ce s-a întâmplat uh, acum două luni de zile în Olanda, o țară de altfel foarte civilizată, care descoperă că și la ei sunt probleme ca peste tot. Niște domni care au ajuns acolo bazați pe emoție și pe bune intenții, că eu nu îi pot uh, suspecta de rele intenții, ci pur și simplu dintr-o lipsă de comunicare sau necunoaștere, da? până nu am. Uh, alte argumente nu pot spune chestia asta, ne-au târât în aceste povești hazardate sau au ei alte gânduri. Să nu se mai producă cât să produce în Europa, e și asta o variantă, să nu mai exportăm subvenții, hai să fim corecți, România produce 10 milioane de tone de grâu, da? cu 1 milion sau două sub la 8 milioane la un consum de 3 jumate, Restul merge la export. Ce? Grâu subvenționat de Uniunea Europeană, da? Care să ajungă în Egipt sau în Arabia Saudită de ce și-ar dori Europa să mai exporte subvenții? Poate e momentul să realizăm și să acceptăm că trebuie să producem 4 tone și dacă avem bani putem aduce de oriunde din lume, pentru că în România și în Europa și peste tot în lume nu mănâncă fermierii, mănâncă toată lumea care își permite să cumpere. Da? Ai bani, mănânci, n-ai bani, nu-ți e foame. Despre ce vorbim? E problema atât de simplă. Noi avem o paradigmă foarte complicată. Am făcut o școală, vrem să fim performanți în ceea ce facem, dar trebuie să analizăm foarte corect și la rece toate lucrurile. Poate nu e momentul să mai producem cât am... Producem prea mult. Da, domnule, dar spunem clar, bă, nu mai produce atât de mult. Am fi în stare să acceptăm? Da, așa pare. Pentru că am vorbit întâi de toată, înainte să luăm aceste măsuri, am vorbit despre o orisip alimentar. Am vorbit despre faptul că mor mai mulți oameni de supraponderalitate, de mâncare în exces, decât de malnutriție. Și atunci cineva încearcă, poate, să relegleze și noi nu ne dăm seama pentru că la fel nu s-au pus cărțile astea pe masă. Dar dacă punem cărțile astea pe masă, Bogdan, înțelege fermierul român că ar trebui să fie din uh, ce în ce mai... Uh, puțin profitabil? Nici măcar nu e vorba de mai puțin profitabil. Este vorba de a înțelege drumul pe care suntem. Când cineva te leagă la ochi da? și ai încredere în el, ia o stânga, ia o în dreapta, cobor trei trepte, urși trei trepte, e ok. Dacă când cineva te, lasă, te leagă la ochi și îți dă drumul pe stradă, cum am fost noi astă toamnă cu îngrășămintele, că fiecare a înțeles. Nimeni n-a ieșit să spună, băi băieți, da? vorbim de traderi care au, 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 avut o, o chestie constantă, au plătit foarte bine, la un moment dat după ce au scăzut. Eu vorbesc de autorități, fie ele europene, fie locale, da? că la finalul zilei noi plătim niște taxe. Dar se pare că nimeni n-a înțeles chestia asta sau nu i-a păsat. Pentru că al ar fi putut să zică, bă băieți, noi avem camere de comerț și industrie și cu Azerbaijanul, avem și cu Nigeria, avem și cu Egiptul, uite am fost, ne-am întâlnit, Stați lini, nu cumpărați la prețurile astea, că există două variante. Nimeni n-a spus absolut nimic și atunci ne-a lăsat pe noi fermieri care știm să producem, să fim și manageri, să fim și traderi, să interpretăm și corect semnalele de în piață și mulți dintre noi ne-am pierdut în chestia asta. Dacă nu acceptăm, nu e o problemă. E cam faza aia, mori și de ce a murit săracul, a murit de gripă. Bine că n-a murit de ceva mai grav. Adică tot drumul tot ăsta este. Da? Dacă nu te adaptezi și nu înțelegi că nu să mai vrea ceva, dacă într-adevăr nu să vrea, faci meseria în altă parte sau te aliniezi. În Europa, dacă vrei să rămâi, trebuie să te aliniezi. Dacă vrei să vinzi tot ce ai, să te muți în altă țară, în, în, alt, alt, continent, în alt continent, cu siguranță e un risc și acolo, dar cel puțin încerci. La mine nu se pune problema de chestia asta, eu vreau să rămân aici, vreau să respect tot ce se poate respecta și ce este uh, sustenabil. Cred în coexistență a mai multe tipuri de agricultură, nu cred într-o soluție miraculoasă. Natura evoluează, noi evoluăm și intelectual câteodată, vârsta își mai spune cuvântul și te mai ajută să te mai ponderezi. Asta este lumea de când e lume, dar cu siguranță, într-un fel sau altul, nu putem renunța la agricultură, pentru că mâncăm de trei ori pe zi. E foarte simplu. De multe ori stau și mă întreb ce duce un fermier înainte. Și cele mai multe discuții prietenește le am, le -am cu tine, și îmi spuneai la un moment dat că uh, poate că nu mai e cazul să ne luăm încă un baton de salam când avem un frigider încă jumătate. Ne învățăm oare în acest pas? când financiar suntem constrânși, când, din punct de vedere al utilităților, iată, suntem și acolo destul de strânși, învățăm să ne limităm și aș mai vrea să luăm în aceeași discuție ideea dezamăgirii unor fermieri pe care îi știam foarte bun, foarte profitabil, tineri, de vârsta noastră, da. Da, care au spus, îmi vine să pun cheile și să plec. A fost primul an în care, în primăvară, am fost prima dată în viața mea când m-am gândit să vând. Pentru simplu fapt că am simțit că sunt singur. Am simțit exact este păstradă, pe stradă, te leagă cineva la ochi, că nu tu ai ales nici gaiecur, nici nimic, te leagă la ochi, n-ai ales nici războiul și îți dă drumul pe stradă. Da? Și am zis, băi, gata, încă o dată, nu suntem nici asistat social să plângem pe la uși să ne dea 2 lei, 5 lei, da? Am făcut o școală, cu siguranță suntem adaptabili, putem uh, face și alte meserii. Gândiți-vă la românii care au emigrat în America, care au trecut Dunărea și profesori universitari sau să spele WC-uri. Nu e greu să muncești, nu e ceva înjositor. Putem o uh, pleca de la zero. Uitați-vă în Ucraina acum, oameni care și-au sălsat totul. Da? Noi am făcut investiții aici, doamne ferește, să vin un război, eu nu pot să plec cu silozul, alți bani am da? Mai am niște datorii. Da? Adică nu e ca și cum aș avea milioane de euro, zic, bă, băiatule, am pun car, mă mur, mai am trei case și am plecat. Nu, tot ce am făcut, am făcut bazat pe producție. E complicat. E complicat și pentru cei tineri, e complicat și pentru cei cu mai multă experiență, e complicat pentru că după atâta experiență îți dai seama că într-un an ca ăsta nu știi nimic. Se pare că fiecare e pe compropriu astăzi încă nu am ajuns la capăt, dar pot să vă dau un exemplu pe care l-am trăit toți. Omul este cel mai manevrabil animal. Cine gândea înainte de pandemie că o să scrie în hârtii când ieșim din casă și o să umblăm cu măști și o să necem noaptea să cumpărăm conserve pe care niciodată nu le-am mâncat, cu mănuși, cu măști cu așa. Nu, se poate întâmpla. Omul este un animal de turmă și poate fi foarte ușor manevrat. Asta e un lucru sigur. Unde vor fi limitele? Ce vom face și unde vom ajunge? Nimeni nu știe, comportamentul nostru după această pandemie cu siguranță s-a schimbat. Comportamentul alimentar s-a schimbat, comportamentul social s-a schimbat, faptul că ne dăm 3 like-uri pe Facebook. Da, e ca și cum am stat de vorbă, ceea ce este total greșit, faptul că ne întâlnim la masă și fiecare e pe telefonul lui. E total greșit. Mai dreptățit să facem răutăți, parcă suntem? Nu știu dacă răutăți sau nu, dar ca idee, mai auzim de câte un coleg sau prieten drag, băi, auzit, X a murit, nu mai este. Bă, și ai un sentiment așa că puteai să-l suni. Și, da, acum parcă 5 zile ai dat un like, dar nu l-ai mai sunat de 5 ani, dar pentru noi e chestia aia că e aproape, da? A, l-am văzut, că ai văzut o poză cu el, că era în concediu și mai dai o inimioară. E un comportament schimbat, noi nu ne vom mai întoarce ca nație și nu ca nație, ca omenire unde am fost. Uitați-vă acum că eu n-am unghiile făcute, dar poate peste vreo 10 ani va fi o modă să le am și o făcute cu gel sau cu diferite șapte culori. Că se pare că e, e o regulă, cineva glumează zicând că dacă te crezi Napoleon... Te duci la psihiatrie, te duc băieții cu japca la psihiatrie. Dacă te crezi femeie, ai toate drepturile din Univers. Acum, fiecare e liber să creadă ce vrea în viața asta. Părerea mea că nu ne îndreptăm într-o direcție ok. Părerea mea că vremurile grele care trebuiau să creeze oamenii puternici au dispărut. Acum e un fel de. Uh, dolce farniente, mașinile fac mai mult decât făceau oamenii mersul pe jos a devenit ceva atât de ne la locul lor, parcăm mașina exact în, în scară, nu putem merge 5 metri, luăm liftul când mergem la sala de forță, că e greu de urcat pe scări, eu am trei operații la stomac, că al eram cât malu, de mare și tot sunt mare, e clar că e un comportament deviant, adică tot ce era clasic și normal, tata se pare că nu mai este, a devenit desuet. Și atunci, ce să vă zic eu ce va fi? Nu știu ce va fi. Vom trăi și vom vedea. Aș trebuit la fraza aceasta să închid acest interviu, atât doar că mai vroiam să mai vorbesc cu dumneavoastră, pentru că sunt mulți cei care vă iubesc, vă admiră și se uită la dumneavoastră, indiferent de la dumneavoastră, se uită la tine indiferent de ce îi scoate pe gură. Eu am să te întreb la modul serios, că asta e treaba mea, să vorbim de agricultură la modul clar. Dacă în ultima perioadă, ai găsit ceva, nu știu, un adjuvant sau un biostimulator, ceva care ai fi crezut că nu dă rezultate și totuși a dat și că n-am avut destul atenție pentru ea. Am descoperit în ultima perioadă că acum două săptămâni am făcut primul tratament la greu, datorită temperaturilor scăzute. Deci cartea Viața bate film. De ce spunea domnul Buzugan, care repet pentru cei care n-au auzit, îl consider mentorul meu în ale agriculturii și ne știm din 2003, și avem o relație profundă umană, cred că un lucru la care nu ne-am gândit până acum va trebui luat în calcul. Apa. Toți bem apă și ni se pare că e o normalitate. Nimeni nu bea apă murdară. Bea apă curată sau cât mai pură. Noi cumpărăm produse de 10 de euro și le împrăștiem pe plante cu apă pe care nu o controlăm. Și atunci, în momentul în care Produsele de protecție a plantelor devin datorită sau din cauza normelor pe care trebuie să le respectăm, din ce în ce mai diluate ca și concentrații. Altele dispar. Bolile și dăunătorii se adaptează la condițiile de mediu. Noi trebuie să găsim o soluție ca o cantitate mai mare de insecticid, de fungicid, de erbicid să intre în condiții mai vitrege de vânt de temperaturi scăzute în plantă. Cine este vectorul? Vectorul este apa. Avem noi o apă conformă pentru tratamente? Da sau nu? Cum o facem? Da, cred că apa dură este o problemă și într-un an ca anul ăsta o groază de produse n-au avut efect? Cred că reducerea dozelor poate fi compensată la un moment dat cu folosirea unei ape de calitate? Da, consider că tratamentele aplicate cu anumite tipuri de diuze care nu vă gândiți, costă 25 de euro fără TVA o diuză. Cine ar fi gândit că va ajunge aici? Zice, lasă bă, până la urmă așa împrăștie și aia. Nu, contează și unghiurile, contează antivântul, contează o grămadă. Da? Deci, într-un cuvânt, cred, cel puțin pentru mine, în următoarea perioadă, problema apei în agricultură, fie ea ca și apă de irigat, pentru că ați investit în irigații. Pentru că am investit în irigații și investim în continuare. Așteptăm să luăm și roadele, că până acum doar am investit. Și problema apei pentru tratamente și o discuție foarte aplicată între noi colegii. Ce putem face, da? Să folosim mai puțină apă la un moment dat pentru tratamente. Legăm și de drone, dacă vreți. Uh -huh. Da, ca viitor. Dar ca să poți să faci toate astea, trebuie să ai o apă de calitate. Cred că următoarea investiție va fi într-o stație care să ne ofere o apă de calitate și, exact ce spunea domnul Buzdugan, să putem reduce anumite substanțe, anumite doze, cu până la 30%, care la finalul zilei fac zicem, și o economie și reușim să ne atingem și scopul să ținem culturile curate de, de boli și de dăunători. Bogdan, rămânem fără glifosat în Europa? Problemă foarte interesantă. Dacă vom rămâne fără glifosat, vom rămâne doar noi europenii și vom rămâne doar pentru că așa considerăm noi. Ne considerăm mai deștepți decât alții sau, pur și simplu, ăsta este drumul pe care trebuie să mergem. Cum eu nu beau sucuri gazoase, poate cineva să zică da, dar eu vreau să le beau foarte bine, te duci și le bei în America sau în, în alte părți. Nu rămânem la ora actuală fără glifosat, pentru că decizia încă nu s-a luat, dar dacă se va lua, eu sincer cred că nu se va lua, de, pentru că nu există niciun motiv ca să se ia științific documentat, vom afla până la 15 decembrie. Dacă se va lua decizia, Coroborat cu noi, legăiecuri. Și cu asta va fi foarte palpitant, ca să nu spun că va fi un dezastru. Pentru că nu avem alte uh, substanțe omologate, mixuri omologate. Că oricine la el acasă poate să mixeze două erbicide, zică că a făcut un glifosat. Nu, vorbim de remanențe, vorbim de cu totul și cu totul alte, alte probleme când vorbim de mixuri. Sper ca decizia care se va lua până la toamnă să fie în favoarea uh, fermierilor și în favoarea dacă vreți, a vieții pentru că noi avem dreptul să importăm astăzi în Europa produse care au fost tratate cu glifosat, ba chiar toate GMO, dar nu avem voie nici să cultivăm și cu puțin noroc s-ar putea să nu avem voie nici să utilizăm și atunci uh, nu, și prima aberație. nu, revenim la ce am spus înainte, 25% la vot nu contează cine e pe listă la Uniunea Europeană, îl votăm că oricum nu e în țară, nu ne privește, e, să pare că ne privește mai mult. Revenind la, la glifosat, cred că, indiferent dacă se va interzice sau nu, asta nu va aduce o sănătate mai mult în Europa, pentru că putem cumpăra și e clar că soia nu se găsește decât în țările care folosesc glifosat, ca să nu mai vorbim de cereale și de porumb. Pierdem un avantaj competitiv, dar revenind, nu cumva ăsta e trendul să producem 3 tone da? Da, da. Să ni se spună, mă băieți, nu mai este, acolo vrem, ajunge trei, că oricum aruncăm 30% din astea trei. Și asta nu înseamnă bogăție, asta li... înseamnă că nu valorizăm ce avem. Când o bucată de pâine pentru tine nu înseamnă nimic, să pare o normalitate sau jumătate sticlă, ți-o arunci pe pantof ca ai praf, o jumătate de sticlă de apă, înseamnă că n-ai suferit niciodată de sete. Bogdan, dacă lumea chimică se schimbă de la an la an, forțată fiind să producă noi molecule, lumea mecanicii agricole pare că a stat pe loc. Pare că a stat, spun doar, pentru că fiecare generație de combine a fost îmbunătățită și a adus ceva în plus. Însă mai nou am văzut o companie din Germania care spune că un singur utilaj poate să le facă pe toate. Că merge pe roți sau că merge pe șenile, avem acolo și semănătoarea, avem și mașina de împrăștiat și sprayer, și combină de recoltat. Este asta o soluție în viitor pentru fermieri? Principiul e foarte simplu, că noi gestionăm principii aici. Ce nu știi nu înseamnă că nu există. Dar aș vrea să fac o mențiune. Când vorbim de molecule, ceva mai greu decât să scoți o moleculă pentru agricultură nu există. E vorba de sute de milioane de euro sau de dolari, o selecție foarte mare și poate 20, 10, 15 pe 20 de ani de muncă. Deocamdată noi scoatem molecule din piață, nu producem molecule noi. Ci pur și simplu brodăm așa în chimie și încercăm să facem mixuri. Molecule noi e greu să scoți, că trebuie ba mult și foarte multe teste despre care vorbeam noi înainte că trebuie să fie 100% sigur. Și când e sigur, ne trezim că îl scoate. Nu asta e problema. Revenind la problema cu mașinile Uh, până nu văd, nu pot să știu. Timpul va dovedi. Clar e că mintea umană în ultima sută de ani a făcut cât n-a făcut în 2000 de ani. Dar nu musa într-o direcție bună. Și aș compara aici, dacă vrei, cu anvelopele la mașină. Avem anvelope de vară, anvelope de iarnă și anvelope mixte. La un moment dat, majoritatea oamenilor de peste tot din lume folosesc anvelope de vară, vara, anvelope de iarnă, iarna și este doar o minoritate cei care folosesc mixte. Așa și cu utilajele astea. În situația în care încerci să faci ceva mixt, da, intervine ceva foarte simplu. Nu mai acționezi și reacționezi. Pământul te poate lăsa să te apropii de el, solul, sau să zică nu, nu acum, cum a fost primăvara asta, da? Cu o semănătoare grea, care băga în strip și în grășăminte, de culoare roșie, nu puteai semăna porumb sau uh, floare, pentru că tasa extraordinar de mult. Era extraordinar de bun în schimb pentru secetă, dar noi nu ne dorim secetă. Și atunci, e o chestie simplă, ce-ți dorești, da? Cu siguranță, mintea umană va născoci fel de fel de mixuri din care ne vom înfrupta pe bani mulți, dar omul rămâne primordial, pentru că indiferent dacă uh, operatorul va sta într-un birou conectat la internet, uh, tot va fi nevoie de un om care să ghideze acea mașină. Și dacă vreți o comparație, putem gândi că un chirurg emerit, stă la New York și până 7000 de computere și 15000 de conexiuni operează pe creier la București. Dar în sala de operație de la București vor fi alți chirurgi foarte buni care vor asista și vor prelua la un moment dat. Poate pare fantasmagoric, dar să poate ajunge acolo să se opereze la distanță. Operații foarte, foarte sofisticate, că nu poți să multiplici un chirurg emerit să zboare zi și noapte ca să te opereze pe tine cine știe unde. Da, tehnica evoluează cu siguranță, dar nevoia de om și de cunoștințe, părerea mea, că... Încă nu e finală. E groază să mă gândesc că va fi finală. Circula acum câteva zile pe internet o glumă bazată pe inteligența artificială cu domnul Biden care vorbea de români și părea totul atât de firesc. Să ne ferească Dumnezeu că mai binele este dușmanul binelor, să nu mai poți să știi dacă soana de la televizor e reală, apropo și de pandemie și de celelalte. Eu nu cred în conspirații și în uh, uh, oculta mondială. Doar constat că cu cât devenim mai performanți, ne rupem de pământ și rămânem undeva suspendați, și cât nu mai ești cu picioarele pe pământ, cum zice românul, ai o problemă imponderabilitatea e bună, dar să nu. Nu, dar să nu o utilizăm în exces. Anul acesta va avea loc mult așteptată expoziție din Germania, Agritehnica. La ultima la care am avut ocazia să participăm și cred că ați fost, ai fost și tu acolo, standurile de drone, standurile de tractoare fără o, o, fără cabină sau fără efectiv, fără tractorist, da. au, au cucerit lumea și au știut că viitorul e acolo. Totuși, mâine, te gândești să-ți iei o dronă? Nu mă gândesc să-mi iau o dronă înainte să-mi iau o dronă fiind un cumpărător emoțional, mă gândesc să văd cum lucrează una, mă gândesc să văd cât de fiabilă este, că e ușor să dai 60-70.000, 100 200, 000, că iar vorbim de drone, nu de 5 litri vorbind de drone care poate să fie de dimensiunea unui elicopter și atunci e pe bani și o vedea. Nimeni nu știe că poate peste 10 ani ideea de autopropulsată va dispărea și totul se va face pe drone. Cu siguranță vor fi alte reguli de urmat. Substanțele chimice împrăștiate cu drona vor trebui să aibă alte specificații, că nu mai poți să cari apă cu drona mii de litri, că e vorba și de baterii și de rezervoare și de tot. E un segment, ca orice nișă din viața noastră, da? și alimentară și de altă natură. E bine să existe, dacă va fi o variantă, cu siguranță, natural o vom îmbrățișa și ne vom lua drone. Dacă va fi ceva forțat, e nesustenabil. Eu nu cred în lucrurile nesustenabile. Te vezi fermier, Bogdan, și peste 10 ani de zile? Te întreb acum, e adevărat că contextul este în care, cel în care obosești să fii fermier, obosești de atâtea reguli, obosești de atâtea probleme, dar ai un copil. Te vezi fermier și peste 10 ani? O întrebare, cea mai grea întrebare de până acum. Uh, și tu te mă, descurci la orice. Mă recalibrez pe noile realități. Îți dau cuvântul meu de onoare că dacă cei dragi mie n-ar fi în România pe pământ sau în ceruri, aș fi ales să plec. Da? Și aș fi ales exact o țară africană în care am citit cartea, am văzut filmul, știu ce înseamnă și viața în comunism, am văzut ce înseamnă și trecerea de la un regim la altul, slavă Domnule și corupția, am văzut-o cum e, că n-are cum să fie ceva mai bine pus la punct decât a fost în România la un moment dat, m-aș fi văzut în Africa. Unde încă să dă cu sapa, unde va fi principalul continent de dezvoltare, probabil în următorii 20-30 de ani, învățând oameni să facă ce fac eu acum, am o singură mare problemă. Problema educației. Noi fără educație suntem zero. În Africa educația e foarte complicată. Dacă problema unui spital o rezolvi pentru o asigurare privată, te-ai dus în capitală și e rezolvată, educația trebuie să o faci zi de zi. Și având un copil de 3 ani, mi-e e foarte greu să cred că îi pot oferi uh, accesul la educație în condițiile alea. Și atunci de-aia stau aici. Nimeni nu știe, niciodată să nu spui niciodată, dacă o să ajung să consider că nu mai am energie și vreau să trăiesc viața altfel, după alte ritmuri, pentru că o să fiți surprinsă. Uh, am descoperit acum Acolo, oameni care au trăit de când se știu, cu două mese pe zi, și nu e o capă de țară să nu mănânci o zi. Dar asta nu-i face mai răi. E o normalitate. Normalitatea este în noi. Putem trăi și cu un dolar și cu două banane și nu ne face să devenim mai răi. Sărăcia, teoretic, nu trebuie să ne facă să devenim mai răi. Lipsa de educație ne face să devenim mai răi. Ăsta e clar și asta e cel mai mare. Nu mi-e frică că mor de foame, că voi putea oricând să am grijă de familia mea. Mi-e frică că vom deveni niște lupi, needucați și fără niciun fel de principii. N-ai fi ales Australia? Nu aș fi ales Australia pentru că pentru mine Australia înseamnă prea multă civilizație. Civilizația vine cu, restr cu, cu uh, constrângeri. Pericolele din Australia, din punctul meu de vedere și din percepția mea, sunt foarte mari. Vorbim de faună, toate tipurile de păengeni, toate tipurile de, de, insecte, șerpi, crocodili, rechin, tot ce vrei. Mă sperie, nu știu dacă e ok sau nu, că oamenii aia trăiesc fericiți acolo. Este un continent foarte scump, da? pentru că e o insulă la finalul zilei și este foarte departe. Mental, pentru mine, Australia e la capătul lumii. Nici măcar nu mă gândesc să mă duc să o vizitez sunt o groază de alte lucruri pe care le pot face aici sau pe același paralelă sau meridian, încât nu-mi doresc să vizitez Australia. Ce-ți dorești să vizitezi și n-ai vizitat sau ai văzut deja, dar te-ai mai întoarce încă o dată? Foarte complicat, foarte complicat, pentru că toate locurile astea sunt legate de stările pe care le ai, de oamenii cu care ești. Nu e ca și cum am fost în Hawaii de trei ori, da? e superb, e natură. Dar nu e aceeași natură ca în Zanzibar, spre exemplu, sau ca în uh, Madagascar sau în Seychelles. n ști ce să spun. Dacă ești fericit și vezi un oraș, ăla ți se pare un oraș superb și îți rămâne în suflet. Dacă ești trist și îl vizitezi, s-ar putea să ai altă percepție. Totul e atât de relativ. Uh, îmi doresc ca să iau pe cei dragi lângă mine și să pot să mă duc cu ei și de aici până la poartă. Îți mulțumesc tare mult, Bogdan, îți doresc toate cele bune. Ultimul, mulțumesc pentru vizită, ultimul cuvânt pe care l-am de spus e următorul. Acu două zile am văzut un podcast în care un domn uh, spunea așa, dacă ești cel mai bun din clasă, mută-te. Mută-te este te, mută -te, te duci să fii cel mai prost din casă pentru că acolo ai șansa să evoluezi. Dacă ești cel mai bun, la un moment dat o să fii plafonat, limitat, self-confident și tot ce vrei. Nu-mi doresc să fiu cel mai deștept, nu-mi doresc să dețin adevărul absolut, îmi doresc să împărtășesc cu oamenii cu care mă întâlnesc aceleași principii pe care le am și eu, să mă bucur când le găsesc într-unii și să nu mă întristesc când nu le găsesc în alții, pur și simplu să înțeleg, să văd viața exact cum o văd și ei și împreună să ne dezvoltăm fiecare într-o direcție Bună, iar revenind, cred că educația este singura cale prin care putem deveni alți oameni. Nu există altă cale. Nu banii? Nu. Educația.